Bine ați venit la Stax TV, OMV Autocross Challenge, de data asta alături de Motorbike, îl știți de pe internet, e prietenul tuturor, e da, cel mai împăciuitor om din lume, merge cu motocicleta, lui îi place cu motocicleta, încearcă și cu mașina, dar nu. Dar zice nu că e. Tot cu motocicleta este ce îi place cel mai mult, dar de ce? De ce? De ce? De ce? Nu știu, mă simt mai în siguranță pe motocicletă. Cum dracu să te simți mai în siguranță când nu te înconjoară nimic? Habar n-am. Așa îți place ție? Da, zău, am crescut pe două roți. Câte accidente ai avut până acum cu motocicleta? Unul în fiecare an, cel puțin. De câți ani mergi cu motocicleta? De 8, anul ăsta n-am avut niciunul, sincer. Abia aștept să-l iau pe primul să scap de o grijă. Deci măcar, jur, așa e de fiecare dată. Anul trecut l-am luat la început și am stat liniștit tot anul, anul ăsta, știi cum e. Încă l-aștepți. Cu cât vine toamna, cu atât parcă și morcovul. Bun, le mulțumim partenerilor fără de care această competiție nu s-ar fi putut desfășura. Ei sunt OMV, partener principal, Techstar România și BMW România. Le mulțumim celor de la TCS Racing că ne-au primit aici la ei pe circuit. Acest circuit se poate accesa pentru orice fel de om, fără să fie el vreun pilot sau mai știu eu ce. Puteți închiria, sunați la băieți, vă programați, veniți, vă dați și voi, vedeți cum e, chiar pe circuitul pe care au mers toate vedetele. Acum avem proba cu centura, alergăm pac-pac ca să conștientizeze oamenii că centura de siguranță chiar salvează vieți. Și ieri mă uitam pe un site de motociclete, că nu știu de ce mă tot mănânc în fund, și există centură de siguranță pentru motoretă, mă, frate. Bă, nu cred. Ba da, am văzut eu că vin de centură. Am văzut acolo, centură de siguranță pentru pasager. Cum? Legi de motoretă? Legi, da, și când cazi măcar scap de zoi. Da. Bă, nu, adică... Hai să... Bă, e riscant, uite, asta e o chestie pe care mie îmi place cel puțin la enduro, față de ATV, da? Ai pierdut aderența, ți s-a urcat pe deal, ai aruncat-o. Aruncat-o și te dai un pic în spate. Dacă vine și ATV-ul sau vine unul de ăsta peste tine, e nașpa. Da, e greu. Creșterea că legi pe cineva de motocicletă, îl lași... Cu tot cu ea. Du-te, dică! Îl mai prinzi, mai cazi, am pățit să cazi și să-l trag lângă mine, știi? Și în căzătură nu ne ispim de parapet. Dar dacă e legat de motor și face așa pe... Se duce cu ea cu tot. Păcat de motor. Hai să mergem să vedem proba la centură! Gata, steți? Hai! 3, 2, 1, start! Mamă, e de răbdare! Hați! Te-am pus. 18:35. Nu știu cum se deschide din exterior ușa. Din interior, nu? Am venit pe parcurs, mă gândeam, zic, gata! Îi dăm drumul ca să nu... așa. 3, 2, 1, start! Eu-ți caut întrebările, tu stai întrebări. Bine, bine, bine! Atunci, nu e problema. Motorbike, motorbike. Așa, o pașea unde-i motorbike. Ia să vedem. Ia să vedem. Ce recomandă pentru A1? Tot. Am răspuns anul trecut la asta. Ai răspuns anul trecut la asta? Da, uitați-vă la totul motorbike. Techstar Autocross Challenge. Să vedeți acolo răspuns, o pașea! Cea mai mare frică a ta când ești pe motocicletă. Să nu fiu lovit din spate! Să nu fiu lovit din spate! Dacă tu răspunzi, eu n-aud oricum, dar păpăresc că o să ia la baghera. Să nu fiu lovit din spate! Ok. Te anunți când ajungi? În partea de vest a țării ne anunți când ajungi? Da, cu siguranță. Unde faci aceste anunțuri? Pe Instagram, Facebook. Canalele de socializare. Pe toate, da, Instagram, Facebook. Cu motorul, dar de circuit. Nu știu pe cine să plimb, dar o să plimb. Vreau să dau și eu de permis pentru A1 și nu știu ce marcă de motor să-mi iau. Ce-ți place ție? Ce-ți place ție, frate? Ce părere au avut neamurile tale?
Când ți-ai luat prima motocicletă? Le-au durut unele doare și acum. Nu i-a interesat foarte tare de faptul că el și-a luat motoretă și a ales această disciplină. Facem jokerul? Facem, cum să nu facem? Ok, cu întâia trebuie să fii la urcare, după drept, dai gaz și să-ți pui frâna. Frâna și alegi cu gaciul, cu frâna și stânga mult aici. Și ieșim pe traseu din nou. Părere despre scuterele de 49 folosite tot mai... Păreri pro și contra scuterele de 49. Pentru cineva care are pe-o e super fain. Ok. Am un băiat care ne-a pus numai întrebări din matematică, înțelegi? Vorbesc serios? Exponențială de 0. 1, parcă. Honda CBR sau Kawasaki Ninja? Ce-ți place ție? Nu există așa întrebări. BMW S1000RR sau Yamaha Aero? S1000RR. Nu te recuperezi psihic după un accident. Nu te recuperezi. Ceea ce e mai bine, pentru că unde dispare frica, intervin pericolele. Ok. El zice, nu te recuperezi psihic după accident. Ești la plimbare, nu faci să te dai la fel cum te dădeai înainte. Te plimbi, te dai. Te plimbi și te dai, ok. Mamă, ce mișto merge asta pe slide, dă-te. Cum ți-ai vedea bătrânețea? Etapele vieții tale? Eu m-aș bucura să o văd, sincer. Surprins, nu? Da, nu, chiar sunt destul de resemnat oarecum. Deși sună nașpa, dar eu chiar sper să o prind. Ok. Ai o parteneră? Nu. Te întreabă un băiat. Bă, cine întreabă de obicei are interes și nu vreau. Ce motocicletă recomanzi pentru a doi? Știu pe cine a întrebat. Cuța Adriana a întrebat. A, nu. Am crezut că trolia. E bună SF650 de începător a doi? Da, e mișto. Ok. GoPro față de DJI Action. Nu pot să comentez că trebuie să plătesc. Ce recomand pentru a doua, recomandări a 1? La ce vârstă ai avut prima motocicletă? 10 ani un scooter și după aia 17. 10 ani scooter? Da. Deci la vârsta de 10 ani ai avut primul scooter? Da. Și după aia 18 ani? 17, da. 18 ani, ok. Am avut un cross între timp cu care mă dădeam, dar ăla nu se prea pune, adică... Ok. Care e mâncarea ta preferată? Ce? Care e mâncarea ta preferată? Asfalt pe pâine și... nu știu... Când te vei mai face un copil? Când voi face un copil? Da. Când o să pot să mă întrețin pe mine? Când vei veni înapoi pe circuit? La ce? Ai venit la vorbe circuit. Dacă ar fi după mine, azi m-aș duce la circuit. Nu este grea casca ta? Ba da, 2950 de grame. Furi copii. Ce furi copii. Păi dacă nu pot să am, atunci cum n-ai să-i fur? Nu pot să-i întrețin. Bun, hai să vedem. Am prins curaj, ceea ce-i nașpa. De când ai avea nevoie pentru a ce începe această pandemie? Ai nevoie? Pentru ce? De câți bani ai nevoie pentru a începe această pandemie? Găsești motocicletă într-o 1000 de euro destul de decentă și apoi un echipament cam încă 1000, deci în 2000 de euro îți găsești o combinație bună. Cât de bună trebuie să fie condiția fizică ca să poți merge pe motocicletă?
spre deloc, dar depinde la ce nivel, dacă vrei să faci performanță, ai nevoie de condiție fizică foarte bună. Asta e bună, săritoarea asta aici e bună. Primul contact sexual, nu știu. Hai bă, bun. A fost și el la odată. Scuterele așa. Vreau să dau și eu de permis A1 și nu știu ce marcă de nume are acest marcă. Scuterele astea chinezești. Ce zici? Veni pe piață, mă duc pe. Depinde de model, adică sunt unele chiar foarte mișto. Stop. Stop? Întorc aici undeva? Nu, mergem lejer, facem tur. A, am trebuit. Lejer, a zis. Ca să ai bonus în corp. Ce? Ai bonus în corp. Am înțeles, am înțeles. Bă, știi că mie mi s-a conectat intercomul acum și la un moment dat a intrat radio și bâzăia aici și zic ce dracu, nu te aud nici pe tine, nici că e telefonul la Marius și când ajungea la Marius simțea connected. Da. A condus atât de frumos încât i-a mai dat un tur de răcire. Să se mai bucure de dânsa. Dar trage frâna de mână. Da, trage frâna de mână, sigur-o, domnule. Ce să fac? Haide mă, că ajung și cartul, ia uite. Of, mulțumesc cerului că am scăpat nevătămați și din această competiție. Sau ce puțin eu, nu mai știu nici să deschid casca, nici nu mai deschid. Vorba aia. Le mulțumesc partenerilor, fără de care v-am spus, nu putem să facem nimic. OMV, Techstar România și BMW România. Îi mulțumesc lui Motorbike că și-a făcut timp să vină până aici și să se dea, să vadă că mai ales el cu motocicletele, nu cu mașinile sau UTV-uri sau așa. N-a fost așa rău, să știi. N-a fost rău. Ți-a plăcut? Foarte mișto. Nu? Mai ales când am prins curaj și gata. Nu, a fost ok, ai mers bine, curat, n-am ce să zic, totul perfect. Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, share, like și subscribe ca să vadă și ceilalți și aceste competiții să meargă mai departe cu probe mult mai interesante și cu mașinării mult mai tari. Adică motociclete. Să zicem și motociclete, de ce nu? Am putea, dar... Hai că am uitat. Eu am uitat să-l întreb numărul pe care i-l-a arătat Marius pe circuit. Ce număr era? Care număr? Ăla. Format din 3 cifre. Ah, 736. A știut, mă, a știut. Deci nu-l depunctăm. A mers și cu viziera ridicată. L-am, ca să nu avem discuții aici, câte manevre sau mai știu eu ce, l-am lăsat cu casca lui pentru că a filmat pe canalul lui și are acolo sunet și tot ce apare trebuie. Și acolo clip. Da, și apare și acolo clip la Motorbike. Dacă vreți să vedeți întâmplări, ce ai făcut cu judecata? S-a terminat? Nu s-a terminat. Nu mă judec cu el. Mă judec mai mult cu YouTube, că dau mail-uri spre YouTube. Okay. Da, și YouTube zice, bă, nu. Da, ți-am dat clipul jos și zic din ce motiv. Păi uite aici, terms and conditions. Și zic, ok, care? Ăstea. Care dintre ele? Ăstea. Da. Da. Na, ce să facem? Hai, ne mutăm. Să-ți uream de bine. Să fie treaba. Da, vă mulțumesc încă o dată, domnilor. Mulțumesc cerului.